Slujbele vacante sunt următoarele: agent curier, agent pază, agent de turism, agent vânzări. Pe lângă acestea, locuri de muncă se găsesc și în alte domenii: consilier asistent, croitor, lucrător bucătărie și lucrător comercial. Angajatorii caută însă și mecanici auto, muncitori necalificați la ambalat, ospătari, tinichigi și vopsitori auto. În județul Suceava, șomajul face victime mai ales la sate. Asta relevă o statistică a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, potrivit căreia peste 6 șomeri suceveni din 10 provin din mediul rural. Conform AJOFM, în funcție de mediul de proveniență, 64% din totalul șomerilor din județ sunt rezidenți în mediul rural. În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava se află 11.242 de persoane, dintre care numai 5.668 au dreptul la o indemnizație de șomaj. Femeile suferă mai puțin de pe urma șomajului, 47% din totalul înregistrat la AJOFM fiind șomer de sex feminin. Vă reamintim însă că în baza legii numărul 106 din 2011, ucenicia la locul de muncă este definită ca formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie. Noile reglementări oferă angajatorului care se confruntă cu o lipsă de calificări în domeniul său de activitate prilejul de a-și acoperi deficitul în condițiile favorabile de integrare a ucenicului în colectivul de salariat, în nivelul de competențe necesar pentru ocuparea postului, acest proces fiind susținut financiar prin subvenționarea locului de muncă al ucenicului. De reținut este faptul că subvenția reprezintă 60% din indicatorul social de referință al asigurărilor pentru șomaj, calculat la valoarea de 300 de lei. Angajatorul primește această sumă lunar pentru fiecare ucenic angajat pe durata contractului de ucenicie de minim un an și maxim 3 ani, interval asimilat cu un contract pe durată determinată. Noua lege obligă angajatorul să desemneze un coordonator de ucenicie cu o experiență mai mare de 5 ani, să supună ucenicul la o perioadă de probă de maxim 30 de zile, să asigure cadrul de pregătire teoretică și practică, după a cărei finalizare să înscrie ucenicul la un centru autorizat de evaluare și certificare a competențelor profesionale pentru a primi un atestat. Obligațiile ucenicului se referă la angajamentul acestuia de a participa la formarea profesională și procesul de evaluare, acțiuni organizate în scopul obținerii certificatului de competență profesionale.